Țara Lăpușului este binecuvântată cu 6 mănăstiri, printre acestea și Mănăstirea Rohița. Aici ne aflăm noi, la marginea Maramureșului, în satul Boiereni, la aproape 1 km distanță față de Mănăstirea Rohia și la aproape 10 km de orașul Târgu Lăpuș. Numele mănăstirii nu vine de la Mănăstirea Rohia, cum s-ar putea crede, ci de la numele unui pârâu aflat în apropiere. Mănăstirea Rohița funcționează din propriu-zis din 24 mai 1993, cu viață de obște, aparținând o vreme de Mănăstirea Rohia până în următorul an, fiind schitală Rohiei. Și din anul 1994, la propunerea preasfințitului Justinian, fostul arhiepiscop de Maramureș, Dumnezeu să-l ierte, s-a reînființat în Maramureș și Sătmar 11 mănăstiri, dintre care prima suntem noi și primele 4 pe vechi centre monahale. Și de atunci avem statut de mănăstire. Pe locul actualei mănăstiri, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, a funcționat o mănăstire, însă despre aceasta nu se cunoaște nicio informație exactă. Se crede că vechea mănăstire a fost desființată de autorități sau de necredincioșii din sat, sau poate că trupele generalului Bucov, care au călcat în picioare nenumărate biserici și mănăstiri ortodoxe, să fi trecut și peste vatra acestei mănăstiri, mai înainte de jefuirea și incendierea ei. Mănăstirea este pe locul unde fusese o veche mănăstire și după tradiția satului și ce știm despre ea, se pare că ar fi una din cele distruse în timpul Imperiului Austro-Ungar, în 1761 și în 1762. Când ne amintim din istoria zbuciumată a creștinătății din zona noastră, a mănăstirilor și a bisericilor, mai precis, multe au fost distruse, sparte, arse sub Imperiul Austro-Ungar și s-ar putea să fie una din cele distruse, dat fiind faptul că avem, pe baza tradiției, un loc unde ne amintește, după tradiția poporului în sine, o cruce. Crucea care este acum actualmente este pusă din 1904 de preotul Ilie Bud și scria pe ea roagă-te și lucru, cruce de piatră, dar înlocuise pe alta sau pe altele din lemn care din cauza întreprinderilor se deteriorase. Dorința de a reface mănăstirea a avut-o mai întâi preotul Emil Mann din satul Boiereni. Astfel, în anul 1985, în timpul comunismului, având binecuvântare de la cuviosul Justinian Chira, pe atunci starețul mănăstirii Rohia, părintele Emil a început construirea bisericii. Mănăstirea propriu-zis a fost începută de preotul satului Emil Manu, undeva cu sătenii în 1985, și în 1986 s-a terminat. Au făcut-o tacit de frica autorităților. Atunci nu era voie să facă vreo mănăstire sau vreo biserică. Au făcut-o fără acte în sine și una peste alta s-a terminat și în 1986 s-a făcut o șfeștane cu protopopul zonei și părinții de la Rohia și părinții din zona și s-a slujit dându-i se hramul Sfinții Petru și Pavel și ținându-se prima duminică după Sfinții Apostol Petru și Pavel ca și hram al bisericuței. Și după 1990, Mănăstirea Rohia a luat-o în custodia lor, ca fiind schit al Rohiei. Aportul deosebit al vândul preasfințitul Justin, care pe atunci fiind doar stareț al Rohiei, împreună cu părintele Serafin Mam, Dumnezeu să-l ierte, fostul arhimandrit de la Rohia, a fost duhovnic a Rohiei și stareț, care s-au implicat foarte mult în a o lua Rohia ca schit aparținător. Cu acordul oamenilor au luat-o ca schit aparținător și de atunci Rohia a început să lucreze pe două fronturi, inclusiv la Rohia și aici
făcând o casă cu paracriz, ridicând-o și acoperind-o. În 1994, locașul primește statutul de mănăstire. S-a insistat foarte mult pe arhitectură maramureșană, după cum vedem. Biserica am fost nevoiți să o restaurăm în 2004, cu meștere din comuna Ieud, unul din marii cunoscuți meșteri populari ai țării noastre pe linie de biserici de lemn, Hotico Gavril, care în urmă cu 2 ani a trecut la cele veșnice, cu echipa dânsului. Dânsul a făcut tot complexul în lemn, respectiv biserică, altar de vară, scări, clopotniță și casa cu paracris, care fusese făcută înainte de a veni aici, de a se întemeia viața de obște, a îmbrăcat-o în lemn. Paracrisul monahal este închinat acoperământului Maicii Domnului, iar biserica mare din lemn este închinată Sfinților Apostol Petru și Pavel, cinstiți pe 29 iunie. Biserica mare a fost construită în anul 2004 de către obștea monahală din mănăstirea Rohia. Locul atrage multă lume, ca de altfel orice mănăstire sau biserică prin prezența ei. Sunt așezate pe locuri alese de Dumnezeu, locuri sfinte, în care se perindă atâtea rugăciuni de peste zi, de peste noapte, și au cadrul lor de sfințenie. Îți aduc o liniște sufletească, o atracție, dacă vreți, și până la urmă te liniștește, sufletește, dat fiind faptul că e rugăciune, colucrarea cu Dumnezeu, și ne bucurăm de venirea multor pelerini care ne cercetează și pe noi. Și încercăm să fim pe măsura chemării, să le răspundem dorinților dânșilor și să-i purtăm în rugăciune și în sfaturi pe linie de credință. Prin rugăciuni purtăm și ne rugăm la Dumnezeu și la Maica Domnului să mai aducă, ca să fie și urmași, să fie continuitate, pentru că mănăstirile și bisericile fiind făcute pentru continuitate, să fie continuitate, să avem creștini pe mai departe, să-și ducă pe mai departe fiecare menirea lui.